Asta nu e mare lucru, vă dați și voi seama, 4.000 de euro, proaică, doamna Bărlădeanu îi spulberă într-o oră pe mol. Ea e născută pe 12 decembrie 1978 la Iași, în Dulcele Târg al Ieșilor. E, ca să zic așa, tradiția, că și Andreea Raicu și Mihaela Rădulescu și Andreea Marin și multe altele vin din Moldova, știi, fete frumoase, deștepte, să aruncă pe babaluși cu bani sau pe vedete cu bani, știi, și așa să face cariera pe dezbrăcate. El e și mai tânăr cu vreo 4 ani ca ea, știți? Deci, dar pentru mine el e tipul aceea ce neamțul numește Schreibtisch Täter, adică făptașul de la masa de scris, că el n-a înțepat pe nimeni cu mâna lui, doar a dat ordin, știți? Așa a fost și Eichmann și Klaus Barbie, Klaus Barbie mai puțin, dar Adolf Eichmann și el a fost tot un Schreibtisch Täter. Așa, doamna Bărlădeanu recent a expus pe România TV ce pretenții are ea de la un bărbat, adică viziunea ei, fiți atenți că e haios, dacă n-ar fi trist. Așa, deci bărbatul să fie o rezolvare la nevoile personale, deci bărbatul să fie o rezolvare la nevoile personale, ale ei, bineînțeles, așa. Să rezolve probleme, adică cașcavalul, să fie mereu acolo cu cardul și cu teancul de euroi, știi? Așa, să cumpere mașina, adică mașina pe banii lui, bineînțeles, nu pare, nu? Cu alte cuvinte, să-i cumpere mașina. Așa au făcut toate parașutele care au trăit cu fotbaliști celebri, i-au tocat pe bijuterii, bani, carduri pe mall-uri și așa mai departe. Deci să cumpere garderoba. Vă dați seama ce nevoie de garderobă are doamna Monica Bărlădeanu, vedetă ce n-a văzut Parisul. Vă dați seama, la ea 20.000 de euro merge dintr-un foc la mall, pe Gucci, pe Versace și pe toate alea, știți? Așa că ea nu cumpără cu paporniță, ea cumpără acolo ca să umple portbagajul, știți? Un portbagaj plin de Gucci, Versace și ce mai cumpăra ea, Lagerfeld, e, vă dați seama, 30-50 de mii de euro dintr-un foc. Adică colonelul într-un foc trebuie să împuște mai mulți iepuri, știți? Așa, să plătească vacanțele. Deci doamna are niște pretenții nemaipomenite. Deci să-i plătească și vacanțe. E bine, nu la... Băi, dar și voi sunteți răutăcioși, băi frate, știți? Băi, ea nu se duce la Poiana Brașov și la Tușna. Ea se respectă Monica Bărlădeanu. Maldive, China, încolo, mai spre Rio de Janeiro, eu știu, Dubaiu, știți, păi, obrazul fiind cu cheltuială să ține, cheltuiala la fraier, că banii lui vin de la fraier, bine, că i-au băgat și corporațiile, că le-a făcut treaba, știi, așa, deci să plătească vacanțele, deci slot mașină, deci mașina de bani, știi, așa, deci, sau mașina tiparnița de bancnote, înțelegeți? V-am zis că a fost avansat la gradul de colonel, că le-a făcut treaba, să știe mai puțin că el a divorțat în secret de nevasta lui Cristina, asta nu se vorbește în presă, că știți și voi, și presa și televiziunile sunt cu bodniță la noi, pentru că sunt ale ovreilor și ale francmasonilor și apusenilor, știți? Deci nu se spune că el după 20 de ani și-a lăsat nevasta pe Cristina, care și ea e tot medic și asta denotă că e un om de caracter, știi? Și au și 2 copii, știți? Vă dați seama, deci la 41 de ani și-a lăsat nevasta care a luat-o în studenție și care i-a făcut și 2 copii. Asta spune totul. Așa, trebuie să mai știți că pe timpul înțeparii
proasta de măsa, care e babă proastă, vrea neapărat să se înțepe și ea, știi? Și el probabil că i-a spus adevărul, că altfel n-avea cum să o oprească, că baba o luase la vale, știi, la gârlă. Probabil că i-a spus adevărul, că înțepatul e pentru proști, pentru țugulanii români, nu pentru șmecheri. Știți că, dacă ați văzut și voi până acum, niciunul din elită n-a murit, au murit doar amărâți. Înțelegeți? Deci e limpede mișcarea, știi? Deci v-am zis, după el știa că înțepatul era pentru țugulanii proști, pentru mulțime, nu pentru șmecheri. Așa. După părerea mea, amândoi sunt două persoane neprihănite, înțelegeți? Nici el, nici ea, nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase. Ea e o egoistă ca toți artiștii, o avară după bani, egocentrică, tipul de artist român fără caracter, fără să participe la viața cetății, nu interesează oamenii care dor pe stradă, care fac foamea, amărăciuni, bolile, nu. Ea o interesează să ne arate fundul după Maldive, după în Dubai, să-și facă viața frumoasă. Păi ea nu se complică cu problemele lunii, nu, pentru ea viața e numai bucurii, numai soare, nu știu ce. Vă dați seama, e o lichea fripturistă ca și el, de fapt, știi? Deci, el a călcat peste cadavre ca să ajungă director la spitalul SRI. Ea e tot ca și el, o fripturistă, o persoană fără caracter, fără moral, de doi bani. Frumusețea aia care o are, i-a dat-o Dumnezeu, n-a fost, ea n-are niciun merit, putea să fie tot așa de bine și urâtă, nu? Așa, dar vedeți voi, omul trebuie să lase ceva în urma lui pe planeta asta ca să-ți mai pună cineva o lumânare sau o floare pe mormânt. Eu zic că oamenii ăștia nu lasă nimica, nicio urmă în spatele lor când dau colțul. Așa cum peștele nu lasă urmă în apă, cum pasărea nu lasă nicio urmă în cer, așa și ăștia nu lasă nimica după ei. Sunt niște javre care istoria o să șteargă ca un burete imediat. Indivizi care n-au făcut decât rău, nu i-a interesat decât viața lor, nu i-a interesat nimica din cetate, i-a interesat numai să o ducă ei bine, restul să crape toți, cum spunea regele Franței, apre moale de luși, după mine potopul, așa și ăștia. Pentru mine am un mare dispreț și pentru el și pentru ea, am un mare sictir pentru amândoi, pentru că după părerea mea nu sunt oameni, mai ales el că poartă uniforma armatei române, care e și armata lui Decebal și a lui Vlad Țepe și a lui Mihai Viteazu și a lui Ștefan cel Mare și a lui Ioan Vodă cel Cumplit și a lui Mircea cel Bătrân. Pentru mine sunt epigon, sunt lichele, sunt canalii care n-au nimica cu țara asta. Hai că vă aștept la comentarii. Vă pup cu drag, camarați. Pa!